Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Săptămâna 112. Sunt Corina Malcocean și vă prezint pe scurt cele mai răsunătoare știri din domeniul criminalistic din ultimele 7 zile. Să începem! Tragedie în municipiul Chișinău. Un băiat de 12 ani s-a înnecat în lacul Ghidighici în data de 26 iunie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, copilul a mers la scăldat împreună cu prietenii. La un moment dat, băiatul a dispărut sub apă și nu a mai ieșit la suprafață. Disperația Amicii au cerut ajutor la 112, iar în scurt timp la fața locului au intervenit 3 echipaje de salvatori și scafandri. După aproape o oră de căutări, corpul neînsuflețit al copilului a fost găsit. În acest context, salvatorii nu obosesc să amintească regulile de comportament la scăldat, îndeosebi în cazul minorilor. Minorii se pot expune riscului, pot intra în apă, pot sări, nu cunosc relieful, ar putea fi luați de curenți și alte situații care în cele din urmă ar putea duce la tragedii. Trebuie să evităm băuturile alcoolice atunci când mergem la scăldat, întrucât duietul între apă și băutura alcoolică în cele din urmă de asemenea poate duce la tragedii. De la începutul anului, 27 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, dintre care 5 copii. Și-a văzut moartea cu ochii. Un bărbat din capitală a fost lovit de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Incidentul a fost înregistrat pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica în data de 26 iunie. Un automobil de model Ford condus de un șofer de 43 de ani a lovit un pieton de 42. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spitalul de urgență. A comunicat ofițera de presă a Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, pentru Newsmaker. În funcție de gravitatea leziunilor suferite de victimă, șoferul urmează să fie sancționat conform legislației. Lucrări de construcție cu final tragic într-o suburbie a municipiului Chișinău. Un bărbat a murit electrocutat după ce ar fi atins linia de înaltă tensiune în timp ce efectua lucrări de betonare pe un șantier particular. Acesta a fost transportat în stare gravă la spital, însă nu a putut fi salvat. Accidentul de muncă a fost înregistrat în seara zilei de 6 iunie, însă Premier Energy Distribution a informat despre acest caz abia în data de 26 iunie. Potrivit furnizorului, alți 2 colegi de pe șantier au sărit în ajutorul victimei, însă au nimerit sub acțiunea tensiunii de pas. În final, aceștia nu au suferit traumatisme și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Premier Energy a precizat că incidentul s-a produs din cauza că nu s-a ținut cont de distanța minimă admisibilă față de conductoarele electrice, iar lucrările nu au fost coordonate cu proprietarul rețelelor de curent. Cazul este investigat de Poliție, Departamentul Supraveghere Energetică din cadrul ANRE și Inspectoratul de Stat al Muncii. Șoferul unui microbus de cursă a ieșit pe traseu în stare de ebrietate avansată, însă nu a ajuns prea departe. Pasagerii au alertat poliția înainte de a se produce o tragedie. Conducătorul auto a fost stopat și documentat în data de 23 iunie în apropierea satului Cotiujeni din raionul Briceni. Testul alcooscopic a arătat că bărbatul avea o concentrație de 1,39 mg pe litru vapor de alcool în aerul expirat, depășind de 9 ori limita admisibilă. Pasagerii și-au continuat călătoria fiind preluați de un alt autovehicul. Șoferul în vârstă de 59 de ani este cercetat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate, iar instanța de judecată urmează să stabilească pedeapsa care îi va fi aplicată. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să anunțe imediat poliția dacă observă pe cineva care conduce sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Nu există limite pentru rechinii care fac business. Așa și-a argumentat un locuitor al capitalei solicitarea de a primi mită în valoare de 1.150.000 de lei. Bărbatul nu a luat în calcul însă scenariul că ar putea ajunge în vizorul oamenilor legii, lucru care s-a și întâmplat fiind reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție. În data de 28 iunie, CNA a anunțat că acesta este acuzat de trafic de influență. Potrivit faptelor investigate, bănuitul susținând că are influență asupra unor funcționari
funcționari publici pe care i-ar putea convinge să adopte o decizie favorabilă într-un dosar de evaziune fiscală, ar fi pretins de la o persoană suma de 35.000 de euro, echivalentul a peste 670.000 de lei, iar după ce a primit o parte din aceasta, ar fi pretins în continuare diferența de bani. Oamenii legii mai informează că bărbatul ar fi susținut că are influența asupra unor persoane aflate în relații apropiate cu unii funcționari din cadrul primăriei Chișinău. Acesta ar fi dat asigurări că ar putea ajuta la perfectarea unor acte permisive în vederea modificării zonei urbanistice a unui lot de teren din municipiul Chișinău. Pentru acest serviciu ar fi cerut și primit mită de 25.000 de euro, adică aproximativ 480.000 de lei. CNA a publicat o înregistrare a convorbirilor telefonice în care doi bărbați discută despre mită. Nu ești acolo, apoi... Nu, dar zic și mie din situație, nu-i problemă. Eu mă duc la Slavic și zic că... Zic, băi, Slavic, uite, caroci, care e situația, uite și mi-a spus. Caroci, vor 25. Se închide până această întrebare. Ofițerii CNA au efectuat percheziții, iar suspectul a fost reținut. Momente de groază pentru un cuplu din Moldova. Doi soți au fost atacați de un urs în stațiunea Slănic Moldova din România în data de 23 iunie. Bărbatul de 27 de ani și femeia în vârstă de 24 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Inspectoratul de jandarmi județean Bacău a comunicat că incidentul a fost înregistrat în timp ce aceștia se plimbau alături de alți turiști. Ursul i-a atacat pe la spate, iar după câteva momente s-a îndepărtat de grup, fiind speriat de zgomotele făcute de aceștia. În urma acestui caz, autoritățile au suplimentat efectivele de jandarmi care patrulează în zonă. Acestea au fost știrile din săptămâna 112. Rămâneți în continuare alături de Newsmaker și nu uitați, siguranța mai presus de toate. La revedere!